Cei 250 de participanți la ultramaratonul Rubicon Chișinău-București au ajuns azi în capitala României. Cursa de ștafete s-a desfășurat pe 478 de kilometri timp de 3 zile. Cel mai mic participant a avut 9 ani, iar cel mai experimentat demonstrează că vârsta este doar un număr în buletin. Anul viitor, ultramaratonul se va repeta, dar în sens invers București-Chișinău. Participanții au trecut prin dreptul Arcului de Triunf din București, purtând drapele tricolore și au încheiat cursa pe stadionul Arcul de Triunf. La final, cu toții au încins o horă uriașă. Cei mai mulți sunt din Republica Moldova și doar câțiva din România. George e antreprenor în Brașov și se află la cel de-al 140-lea maraton. Cursa de acum are o semnificație aparte. Pentru cele două Arcuri de Triunf, Arcul de Triunf de la Chișinău și Arcul de Triunf de la București. Ăsta a fost simbolul. Elena din Chișinău a făcut sport toată viața. Participarea ei la ștafeta de acum are o importanță deosebită. Ea a început în inima Moldovei, în inima Chișinăului și a finișat în inima Bucureștiului. Asta este unirea pentru două țări. Cristina e înfășurată cu steagul României, dar poartă și drapelul Republicii Moldova. A alergat 100 de kilometri și are un mesaj clar. Hotarele sunt doar în mintea noastră și că nu există limite, nu există hotare, important este să credem și să le depășim. Cea mai tânără participantă e campioana Republicii Moldova la gimnastica aerobică la categoria ei de vârstă, dar participă și la maratoane. Maratonul este la mine deja este ca o viață. Ultramaratonul de ștafete Chișinău-București a dat posibilitatea participanților să cunoască mai bine locurile pe unde au trecut. Mesajul principal era ca să unim sportivii într-o cursă de eroi. Anul viitor, ultramaratonul Rubicon va avea o nouă etapă și va porni de la București spre Chișinău. Ideea asta s-a născut aici pentru că mi-a plăcut dedicarea lor, mi-a plăcut respectul lor pentru acest ultramaraton. În aceste curse nu există limită de vârstă, contează numai dorința de a participa.